În condițiile date a fost o victorie clară a Sibiului, fără dubii, meritat, au fost mult mai buni în toate aspectele. O primă repriză mai bună pentru Oradea, în scădere de vizor. Era firesc oarecum. Mă așteptam, poate nu atât de tare, însă era firesc în condițiile în care am avut un număr limitat de jucători. Era oarecum normal. În cele fără au contat absențele lui Nil și Carol, doi dintre ei, puțin ofensiv, cei mai buni dintre ei. Păi mi-aș dori să cred că au contat mult. Că dacă nu au contat mult, înseamnă că avem o foarte mare problemă. Urmează meciul de la Craiova pe o săptămână. În ce formulă crezi că se va juca? Nu știm. Habar n-am. Tarolis n-are cum să joace cu nicio formă. Nu știm. Nu știm. Vom vedea ceva. O vom lua pas cu pas. Dezamăgit rău după această fuge? Foarte rău. Da. E mulțumit de un jucător? Da. Și de mine, și de toată lumea. Okay. Mulțumim.